așa cum am arătat și în prezentare, deci e vorba de câteva zeci de cercetători, depinde foarte mult și de numărul de proiecte depuse la fiecare apel. Deci acum avem în total 20 de proiecte care sunt în derulare, cam 30 în total. În orice caz, după cum s-a văzut din prezentare, participăm cu resursă umană consistentă în comparație cu dimensiunea proiectului și cu colaborarea pe care o avem și mai ales aportul tinerilor este lucru care ne bucură cel mai mult în legătură cu cercetătorii din România. Partea franceză s-a arătat foarte încântată de tinerii cercetători români și spuneau că sunt foarte bine pregătiți. Da, așa este, știm cu toții că sunt bine pregătiți. Noi încercăm să îi stimulăm să participe în această colaborare pentru că este util. Franța este efectiv în domeniul nuclear și în particular Comisariatul pentru Energia Atomică și Energia Alternative este de prim rang în mână. Experiența pe care o pot căpăta pentru în cadrul acestor proiecte le va folosi în viitor. Este foarte bine dacă vor avea ocazia și merg să participe la facilitățile de acolo, să lucreze în colectivele de acolo, dar pe urmă, evident, scopul nostru este să se întoarcă în țară, să lucreze la fel de bine ca și aici. Asta cred că este datoria noastră și încercăm să ne facem cât mai bine. Cercetările au loc doar acolo, în Franța, sau și aici vin? Evident, și aici. Numai acolo unde facilitățile lor experimentale permit realizarea proiectului și noi nu avem. Dar, în schimb, avem și noi laboratoare în toate aceste institute, mai ales în institutele de profil, bineînțeles, cum sunt cele de pe platforma Măgurele și în domeniul nuclear sau al materialelor sau al fizicii laserilor. Ce descoperiri s-au făcut până acum, care au fost și brevetate și care sunt ceva real, așa parcurs? Deci sunt rezultate, asta puteți afla și în faptul că s-a ajuns la brevete, deci la asta este un lucru absolut lăudabil. Din câte acum am eu aminte, știu că este vorba de o colaborare care a avut o Universitatea de la Iași, unul din ele, deci apreciem foarte mult și aportul centrelor din afară. Nu numai, deci și în domeniul materialelor sau deșeurilor sau, deci avem multe aplicații, cum a punctat și domnul Gerard Conie, care conduce alături de mine acest program, se referă și la facilitatea care este la Salini, deci cea de la lângă Cernavodă, da? Deci care de asemenea este foarte bine, foarte mult apreciată de ambele părți.